asculți All Day Breakfast, peste 27 de ore on air, cu Veronica Trandafir și Andrei Nicolae la Virgin Radio. Bună dimineața din nou! Neața! Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Mamă, ce e chiar acum când zicea, știi, 27 de ore, băi! Lasă, băi! O nimica toată, Ralu, bine da. Ai venit! Bună dimineața! De ce în capul vostru? De ce vreți să faceți asta? Uite, am vrut să ne dăm greu de la început. Ok, da. Am înțeles. Dar chiar ne gândeam ieri, pe la ora 10, când ar fi trebuit să terminăm matinalul, ne uitam unul la altul și am zis, wow, cum ar fi fost dacă terminam acum? Da. Păi... A trecut foarte repede, știi? Am înțeles. Nu era... Trebuie da, adevărul e că vin cumva. Oameni mișto care spun povești drăguțe și atunci, exact. Da, e oameni ca captivant. Tine. Și avem și povești noi și până ajungem acolo, da? Ralu, noi avem o rubrică Morning Confessions, am făcut-o cu toată lumea. Oh. Trebuie să ne dai o confesiune de dimineață așa. Oh. Păi ce vrei tu? Poate să fie deep, poate să fie funny, poate să fie orice. Confesiunea, Raluca, stai. Nu ai cui să te confesezi. Spune ce ai pe suflet la Morning Confessions. Am creierul gol în acest moment. Putea să mă anunțați un pic mai din timp. Ce confesiune să vă fac? Nu știu. Ceva. O chestie. Sunt foarte bine. Sunt foarte bine. De ceva vreme sunt foarte bine. Eu cu mine, așa. E și asta o confesiune? Da, să știi că este. Pentru că e... Dar se vede. Un achievement, cumva, știi, adică e... Radiez, așa jur! Da? Da, 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 sunt chiar foarte bine în ultima perioadă, de când cariera mea merge foarte bine. Nu pot să zic același lucru despre viața mea personală, dar cariera mea merge foarte bine, ceea ce e minunat. Deci sunt chiar radiez, you look happy, da, exact. Eu întotdeauna am ales să fiu un om fericit, deci... Dar tu cumva... niciodată nu încerci să fake-uiești asta. Dacă ne-am văzut vreodată și nu zic că nu te-am n-am văzut niciodată rău. Nimic, da, exact. N-am chef, simplu. Dar nici să nu jignești oamenii din jur. Nu, pur și simplu Doamne ești, ferește, nu. Bă, n-am chef. Bă, ești n-am foarte da. True. Da. Da. Adică eu sunt așa cum sunt. Da, exact. Luați-mă exact. Așa cum sunt, asta da, e... Da, și mi-am dat seama că asta e o chestie care, na, o să sune puțin clișeic, dar așa e. Bă, nu sunt pentru toată lumea. Oh. Chiar nu sunt. Păi da. Uite, da. Dar să știți că mi-a zis, știți cine mi-a zis asta? Cât timp ți-a luat, Ralu? Nu știți cine mi-a zis asta? Ana. Ana? Ana, da. Păi, vezi? Mi-a zis, bă, tu nu ești pentru toată lumea. Și prima dată m-am gândit, e ceva rău? Și bă, nu, e ceva foarte bine. Da. Da, voiam îmi pare să rău că n-am venit cu o altă confesiune un pic mai puternică, nu, dar... Nu, e foarte bună. Ralu, chiar vreau să te întrebăm cum ai la tine în suflet. Da. Bă, e bine în sufletul meu, să știi. Chiar e bine. Da, e foarte bine în sufletul meu. Faci parte din juriul Superstar? Yeah! Am văzut peste tot promorile. Toată lumea vorbește că ești cel mai tare jurat ever. Da, ce frumos! Ce zici despre asta? Sincer, mă bucur pentru că am avut o teamă foarte mare. Deci, în momentul în care am fost sunată și, în fine, am vorbit despre treaba asta și mi s-a pus proiectul în față și am semnat și contractul, în momentul în care am aflat, de fapt, cine va fi cu mine în juriu, eram un pic panicată și eram, mamă, trei... Dita mai bărbații, frate, lângă mine, care există posibilitatea ca la un moment dat să încerce, știi, să te mai ia la mișto sau, nu știu, chestii care se mai fac. Păi am vorbit și cu Carla Dreams, să știi, și a zis că nu pe tehnic, Ralu, nu. Uite, și de mai ales de Carla, să-mi era teamă cumva, pentru că nu ne cunoșteam, știi, și eram cu gândul... Asta a spus și el, să știi, și te apreciază enorm. Da, și eu, deci, ca să înțelegeți, eu sunt extrem de recunoscătoare pentru faptul că fac parte din acest juriu și sunt extrem de recunoscătoare că sunt exact ei în acest juriu. Doamne, eu sunt extrem de recunoscător universului că finally... Da. Ești acolo, faci parte dintr-un juriu pentru că mi se pare că ești foarte avizată, ești foarte true, ești omul care poate să dea un sfat, niciodată n-ai vorbi
dacă nu ai ști despre ce e vorba. Am crezut că zici că nu vorbesc neîntrebată, că îmi vorbesc mult de tot și destul de neîntrebată. Nu mă glumesc. Nu, ideea este că, da, mi-am dorit să fac parte dintr-un juriu, adică era cumva un vis, știi? Doar că e complicat, știi, să stai pe un scaun să dai sfaturi unor oameni și să știi că cumva depinde de tine în concursul ăla. E un pic ciudat, știi? Dar repet. Aș vrea și n-aș vrea să te trag de limbă, doar așa de, nu de ce se întâmplă acolo, dar dacă poți să ne zici, ți-a fost greu? Adică, bă, e greu, da. E greu. A trebuit să-i spui cuiva că e nasol și te-a durut sufletul? Da, da. Deși să știi că sunt foarte mulți oameni care, știi că întotdeauna oamenii foarte talentați sunt umili. Asta să țineți minte de la mine, asta am zis-o dintotdeauna, indiferent de situație. Bă, oamenii cu adevărat talentați nu or să vină să facă ifose și figuri niciodată. Oamenii cu adevărat talentați, în adevăratul sens al cuvântului, maestri în meseriile lor, or să fie umili. Întotdeauna. Și atunci, oamenilor nu prea ce să le spui, pentru că ceilalți care nu prea au talent, întotdeauna vin cu altceva în față. Sunt destul de aroganți. Și atunci când un om e arogant, nu ți-e greu să-i spui în față, bă, poate ar trebui să lași atitudinea. Avem și așa ceva? Ai dat și peste astfel de concurenți? Abia aștept să vedeți. M-am și certat un pic. Aroganți cu tine? Da. Mult pot să cred. Eu cred că se vede pe fața mea că sunt un om cu care nu prea-ți dorești să te cerți, știi? Da, dar în același timp, your soul... Da, exact. Sunt un om foarte sufletist, dar da, m-am certat cu unii dintre ei, am avut... bine, și imaginează-ți că e greu să existe Carlos în același juriu cu mine, în ideea în care suntem amândoi, ce? Să vezi! Și e greu. Dar e bine că l-avem pe Smiley. Oh, Doamne, mulțumim! Care e băiatul bun? Este wow! Nu știu cum să te explic. Toată lumea îl iubește, nu? Bă, deci, cred că Smiley este unul dintre oamenii principali la care... pentru care se vor uita oamenii la această emisiune, sincer. Pentru că este omul care vine și mediază tot și zice, bă, haide să vă explic. Bă, n-a vrut să zică exact așa. Smiley este omul care vine și pune punctul pe exact așa când trebuie. Iar Carlos are un umor pe care trebuie să-l înțelegi. E un umor rusesc. Ne-am ciocnit ieri de el și n-am știut când glumea, dacă l-am supărat. După aia era ok. Nu înțelegeam. Lui îi place foarte tare să se joace cu oamenii până scoate din ei real ceea ce sunt oamenii. Cu el, dacă nu ești sincer, nu ai cum să vorbești. Deci cu Carlos trebuie neapărat să fii sincer. Iar pe Moga nu-l păcălești. Moga vede în sufletul tău și știe exact dacă tu ai avut o problemă în copilărie și în cazul în care, da, e o problemă acolo, păi stai că sigur în ochii tăi văd eu și te face să plângi și te face acolo să spui toată viața. Deci sunt, oameni de la care, stai să spun de ei, sunt trei oameni de la care învăț în fiecare zi foarte multe și sunt chiar recunoscătoare că i-am exact pe ei trei lângă mine. Ce frumos. Sunt minunați, jur. Acum sunt trei oameni minunați. Minunata Ralu. Minunata Ralu reușește să... De fapt, nu reușește. Încearcă, din răsputeri cumva, să se ridice la nivelul acestor trei uriași. Și să știi că uneori reușesc, uneori nu, dar de cele mai multe ori, da, reușesc. Uite, de asta aveam nevoie. Da, e tare. E o chestie foarte tare pentru mine și mă bucur foarte tare că sunt aici. Da, și noi suntem foarte bucuroși că te avem aici, exact. După atâtea ore de nesomn, dar vii cu good vibes așa, ne dai energie. S-a umplut studio de energie, a lăsat și Liviu niște energie aici pentru toți trei. Doamne, Liviu, are Ana o vorbă tot timpul când ne vede Liviu. Of, Liviu, știi? Băi, așa un om mișto, îmi place mult de Liviu și vocea aia să... Mamă, și vocea ta, Doamne. Și vocea Veronica-i. Da, exact. Chiar că avem un timbru destul de asemănător. Am pus căștile, știi, pe urechi și a început să vorbească Veroziu. Oh, stai puțin, că stai că trebuie să stau bine în scaun aici. De tine nu mai vorbim, Nicolae. Andrei. Pe tine te cunoaștem de atât timp, adică tu ai mega timbru. Wow. Poți să vin și la Superstar? Mamă, Ralu, să zici tu asta. Cum ar fi, da.
Na, nu, m-am topit. Să nu te bazezi pe faptul că nu o să te cert. Nu pot decât ceva, vreo piesă de crocodil. Ei, ok. Rămânem live pe Facebook-ul Virgin Radio România cu Raluca în momentul ăsta și ne întoarcem și on air. Ascultați Virgin Radio Breakfast. Mamă, cât am vorbit. Se vorbește în microfon ca da. Să nu vor, ca să ne vorbim. Suntem live și sunetul e captat tot de microfon. Chiar păi n-am vorbit, am stat aici, nu? Nu, doar că cumva intenția este să te lași pe spate după ce îți dai jos căștile, știi? Bun, suntem live pe Facebook acum. Ai, ce bine că n-am zis vreo tâmpenie. Dar tu nu zici niciodată tâmpenie. Ba da, mai zic ce crezi și zic destul de multe. Hey, ce poți să zic, o chestie mișto de la Superstar, nu știu, dar nu de un că vrem să vedem show-ul. Da, nu, trebuie să vedeți show-ul neapărat. Știi, o chestie foarte, foarte mișto este că de asta vorbesc foarte, foarte frumos de oameni ăștia. Nu e nimic fake aici, nu vorbesc de ei frumos doar că trebuie să vorbesc. Nici nu mă interesează să fac asta, n-aș putea să. Eu știu păralul, dacă ați furat o cineva, nu. Da, nu mă interesează să vorbesc frumos de nimeni decât în dacă e cazul, știi? Atât de repede am reușit să formăm o echipă încât eu nu-mi dau seama ce m-a lovit, știi? Adică eu încă n-am reușit să-mi dau seama unde sunt și unde mă aflu și eu nu știu încă să mă bucur de treaba asta. Pentru că la sfârșitul audițiilor vorbeam cu ei, știi, și zicea Carlos, chiar el spunea, am reușit să ne sudăm atât de repede, de zici că suntem patru prieteni, bărbați, atenție, a fost exact cuvântul ăsta, parcă suntem patru bărbați prieteni de o viață. Și atât de mișto să știi că ai fost acceptată într-o gașcă de uriași, încât, da, se ridică, așa ți se dar mărește inima. Dar și tu ești un uriaș, Ralu, în sensul... Știu, nu. Cred că e prima dată când am folosit uriaș. Nu mă refer la faptul că nu vreau să mă pun eu pe o poziție mai jos decât nimeni, nu la asta mă refer. Da. Doar mă refer la faptul că sunt trei oameni pe care îi apreciez maxim. Și oricât de mic sau de mare ar fi tu sau ei, atâta vreme cât tu îi apreciezi pe ei foarte tare, ei în ochii tăi sunt niște uriași, știi? Și atunci... Sunteți într-adevăr un jurist. Dar e foarte tare tot ce se întâmplă acolo. Deci trebuie să vă uitați. Da. Pentru că e și foarte fun, știi? Eu râd în continuu. Deci eu mă bag sub masă la un moment dat. Deci Carla... Doamne, și momente de astea blooper? Nu mai da. Funny? Deci zi-mă, eu când... Da, ca între mine, deci sunt, e așa, stă Carla, stă Marius Moga, eu și Smiley. Și Smiley cu Moga încearcă tot timpul să medieze toată situația și eu cu Carla râdem de ne spargem acolo, știi? Deci cumva e tare rău de tot, trebuie să vedeți. Wow. Dar au existat și niște ciondăneli între voi? Sau... Între care nu trebuie să ia de Ralu. Bă, crezi că le e frică? Glumesc. Da, au existat mici ciondăneli, dar nu la nivelul la care au fost până acum, pentru că noi facem toți o echipă. Uh-huh, nu avem echipele noastre singure. Adică nu e ca la Voce sau ca la, nu știu, celelalte show-uri de talente, știi? Noi suntem toți patru o singură echipă și atât. Adică nu mai intră nimeni în echipa asta. American Idol, practic. Exact, dar, este 100% știu... formatul American Idol. Ok, sunteți toți patru și... Da. Luați concurenți, îi treceți în etapele următoare. Este practic un casting continuu. Este un casting continuu? Deci este fix un casting continuu. Au intrat, nu știu, 300 de oameni, din ei au rămas 100 și ceva, din ei au rămas 80, din ei au rămas 50, din ei au rămas 30 și tot așa. Acum am intrat, noi am terminat de filmat, tot ce era de filmat, mai avem live-urile. Ok. Și din ei au să rămână, nu știu... Că eu am zis niște numere la întâmplare acum, că nu mi-aduc aminte exact cât au rămas. Stilul, știi? România au talent, practic, ca juriu. Adică nu, concurenții nu sunt ai cuiva. Nu sunt ai nimănui. Noi nu formăm echipe cu concurenții, asta spuneam. Știi? Suntem doar noi patru și noi încercăm să găsim un superstar. În live-uri vor fi, practic, vă veți alege câțiva concurenți pe care îi veți ghida, cumva? Nu ghidăm pe nimeni nicio secundă, noi nu știm nimic din ce se întâmplă. Juriul trebuie să-l găsească pe The One. Exact. Noi trebuie doar să vedem prestațiile lor, noi nu știm poveștiile lor. Noi nu știm nicio poveste de nimănui, pentru asta tocmai ca să nu fim influențați tare. Deloc de... Bine, știm poveștile lor din
primul contact pe care l-am avut cu concurenții. Adică cum te numești, cine ești, de unde ești, ce întrebări ne-a venit nouă în cap să le punem în momentul în care ne-am întâlnit cu ei, cam asta știm despre ei. Și ce aleg probabil ei să vă spună, că dacă și da, să știi că au fost concurenți, au venit concurenți care în spate la interviuri am înțeles că și-au spus poveștile, care nu erau neapărat unele foarte drăguțe, și când au ajuns în fața noastră nu ne-au mai spus. Știi, și noi n-am aflat lucruri despre ei. În schimb, au fost și concurenți care au venit și ne-au lovit cu niște povești în care eu pur și simplu nu sunt neapărat cea mai emotivă. De fapt, sunt, dar nu la vedere. N-am, exact, n-am putut, pur și simplu. Știi că atunci când ești la televizor, ești în fața televizorului și vezi concursurile de talente și vine un concurent și vorbește despre cât de grea e viața lui, ești în fața televizorului, dacă ajunge la tine, bine, dacă nu, nu. În schimb, când e în fața ta și îți spune ce probleme sau cu ce probleme se confruntă sau s-a confruntat în trecut, e crunt, e crunt. Oricât de puternic ai fi, te îngenunchează treaba asta. Da, dar eu te văd pe tine super corectă și strictă. Exact despre asta vorbești. Nu are legătură nicio secundă cu povestea lor din spate. Cât de grea ți-e viața sau nu, e vorba strict de talent, e vorba strict de show pe care... Nu e doar despre voce, asta e ideea. Nu e doar despre voce. Trebuie să fie un pachet complet, practic. Da. Dar poți să ne ieși câți preferați ai în momentul ăsta, fără să numești, fără să nimic? Doi. Ai doi preferați? Da. Cred că e super. Până acum aveam vreo 8. Wow! Până acum aveam vreo 8, dar... Te-ai mai gândit? Nu. Să știi că există o... Eu zic asta la un moment dat și pare urât, dar nu e. Există o selecție naturală. Ei se scot singuri, ei se autosabotează unii dintre ei. Wow. Pentru că este, o să vedeți, este un nivel foarte mare la care se produce show-ul ăsta. Adică e un nivel uriaș. Există dita mai scena care se pregătește pentru ei, scenă pe care n-au cântat artiștii mari din România. Adică ai o scenă mare, unde vine? O să vedeți, da, o să e tare. Am văzut niște promori. Da. Cel dar puțin. Era mai mult deci, cu juriu. Da. În promorile și am mai top postat eu. În ultima perioadă mai tot postat. Am văzut la arenele romane ceva. Exact, la arene este ceva huge. Știi doar că e locația. Și există public în fața lor, există tot. Păi dacă nu ești în stare să știi, dacă nu ești în stare să stăpânești cât de emoțiile, nu poți să faci nimic. Uite ce vreau să întreb, publicul care vine, nu știu, semnează ceva ca să nu... Habar n-am. Uite la asta mă gândeam acum. Există posibilitatea să fie vreun contract de confidențialitate în legătură cu postatul. Dar e greu postatul. Să afli cine a zis după. Like. Păi nu, cu postatul în special. Știi? Ok, cu postatul. Că vezi la oameni. Da, vezi să cine mă întâlnesc cu cineva care a fost în public, că eu am chestia asta cu no spoiler. Dar și ție. Vreau să aflu chestii, dar... Nu, oricum, în mare parte, eu am tot postat chestiile, chestiile pe care le spun acum. Le-am postat și la mine pe Instagram. Și ideea că nici n-ai ce spoiler să dai cumva. N-am ce să trebuie să-l vezi pe om. Exact, 100%. Orice v-aș spune, eu doar pot să vă spun doar cine... va ieși și cine nu. Dar nu vreau să vă spun asta, că credeți-mă, e... Și oricum e, mamă, e crunt, cel puțin pe la jumătate așa începem să avem păreri total diferite și măcar sper să ajungă în finală cine trebuie. Și mai departe votează publicul și nu mai am nicio treabă. Perfect. Bun. Și ce mai faci tu pe lângă Superstar? Pe lângă Superstar. Acum ai fost ocupată cu Superstar de mult. Da, nu pot să spun că... Bă, timp îți faci pentru orice, credeți-mă. Oricât de ocupat ai vrea să ieși, de fapt, poți să-ți faci timp pentru orice. N-am mai făcut foarte mult sport în ultima perioadă și ce mă cam macină treaba asta, vă zic sincer. Da, dar m-am apucat de câteva zile și am o febră musculară la picioare. Nu știu ce e cu mine, abia merg. Dar nu-ți place senzația asta? Mi-mi place senzația de febră. De febră? Atât de puternică? Bă, prefer să fiu în stare să dau o tură de parc fără să-mi iasă limba până jos la podea. Adică... N-am fost niciodată, nu știu cum e. Da. Așa m-am apucat de sport. Despre muzică sunt într-o... Nu știu cum să zic. Proiectul Balcanic merge foarte bine. Mă bucur foarte tare, mă felicită toată lumea pentru proiectul ăsta și mă bucur foarte tare că, băi, un proiect la care am muncit destul de mult și în momentul ăsta sună așa cum îmi doream eu să sune și mă bucur că evenimentele noastre, vreau să vă spun că la repetiții înainte să începem evenimentele ne strângeam așa în studio și ziceam, băi, să tăiem părțile astea un pic mai complicate, că nu le înțelege nimeni, nu, și acum când mergem la evenimentele private, oamenii văd că vor fix părțile alea complicate și îi văd cum fac cu mâinile, dansează fix pe accent, sunt, ce tare, deci înseamnă că au ascultat cum trebuie, dar și nu e ceva chiar foarte simplu acolo, muzical vorbind. Când ne-am întâlnit noi la Cluj, nu? Tu ai fost cu proiectul Balcanic?
la Cluj, la Cluj. Ne-am întâlnit la Cluj, în avion. Ce făceam la Cluj? Exact, cu proiectul Balcanic. Mm-hmm. Da? Da. Mamă. Da, foarte. Nu! Nu, na, am fost acolo, am fost cu proiectul meu, cu proiectul meu solo. Okay. Da, da, a fost foarte tare și atunci. Oricum, așa, iar proiectul genial că solo, poți să te împarți așa. Da, iar proiectul solo urmează să scoată extrem de multă muzică. Poate mai multă decât ar trebui, pentru că e cazul să mi se mai audă vocea. Da, cu asta suntem total de acord. We waiting for nu it. Pot să spun că am luat o pauză, n-am luat o pauză voit, dar pur și simplu atunci când... Și nu vreau să se înțeleagă că aș fi vreun om care nu sunt modest, dar atunci când ți se potrivește vocea pe foarte multe genuri muzicale, atunci când ești cumva destul de versatil, ai tendința să faci de toate, știi? Și nu e neapărat un lucru bun. Și în momentul ăsta vreau să mă concentrez pe... Tu poți. Ne luăm papa în momentul ăsta de la oamenii de pe Facebook. Vă mulțumim. Vă pupam. Eu vorbesc mult, asta e. Următoare, dar nouă ne place și intrăm on air. Hai.